Este cod portocaliu de caniculă astăzi pentru județul Olt. Temperaturile ajung până la 39 de grade Celsius la umbră, însă căldura prea mare nu îi sperie pe slătineni. Am o imunitate față de căldură. Mie îmi place foarte mult căldura. Beau foarte multă apă. Uite, văd pălăria copiilor și în rest nimic. Mare lucru nu facem. Bem foarte multă apă. Căutați umbra mai mult? Nu chiar. Mie îmi place în soare. Mă bronzez mult mai mult decât sunt. Apă rece la umbră, pe splanadă, nu vedeți ce bine aici? Este cod portocaliu astăzi. Pe mine nu mă afectează. Trebuie să ne obișnuim cu situația asta. Am impresia că se exagerează în mass media cu avertizmentele astea. Altădată stăteau bătrânii și țăranii pe câmp toată ziua. Între 11 și 12, când trebuia să termine lucrările. Eu așa cred, că mai puțină propagandă în televiziune și în mass media. Că ne sperie pur și simplu. Păi medicii spun asta. Să-și vadă de altele. Punctele de prim ajutor amplasate în oraș au fost la mare căutare astăzi. Slătinenii au trecut pe la dozator să bea un pahar cu apă și să stea câteva minute la umbră. Începând cu ora 10:30, peste 100 de persoane au venit și au servit apă de la punctul de prim ajutor. Potrivit medicilor de la Serviciul Județean de Ambulanță, astăzi au fost și câteva cazuri de persoane cu boli cardiovasculare sau neuropsihice care au solicitat salvarea în urma unor decompensări provocate de căldură. Codul portocaliu de caniculă pentru județul Olt expiră mâine, 5 august.